Bucurie și mândrie după victoria Petrolului contra celor de la Swansea. Toată lumea a lăudat succesul împotriva unei echipe din Premier League. Iar fotbaliștii petroliști au dovedit că diferența dintre ei și Miciu, Hernandez și ceilalți nu este așa mare. Jocașul Priso a scuturat plasă, dar imediat Lama a tăiat elanul găzarilor, profitând de neatenția camerunezului. Însă Younes, golgheterul din România, a punctat iar în Europa, ambele goluri fiind prefabricate de Guilherme. Cred că dacă intram cu 1-0 la pauză, poate un 2-0 ar fi fost soarta. Și alt moment încheie, cred că golul primit foarte repede după înscrierea golului, după ce a scris Priso. Dar eu sunt mândru de această echipă. Laudrup a spus că nu se aștepta la o asemenea replică din partea galben-albaștilor, însă victoria din Turia a ajutat foarte mult. Am suferit și nu era cazul, nu trebuia să facem asta. Am pierdut multă energie pentru că nu am marcat când am avut ocazia. Chiar dacă a fost eliminată, Petrolul se poate mândri cu rezultatele din Europa League. A câștigat meciuri și a strâns puncte pentru România, deși nu mai jucase de 18 ani în cupele europene.